În Evanghelia după Luca, capitolul 15, avem pilda cu aia rătăcită. Și problema cu această pildă, ca și cu multe alte pilde ale lui Isus, este aceea că a fost pusă în contextul iudaismului. Și Isus nu a fost niciun caz un susținător al iudaismului, din potrivă l-a provocat din l -untru. Însă pentru că l-a provocat din și nu din afară, este ușor să confunzi textul cu contextul, ca să zic așa, mai mult decât atât să luăm contextul și să aruncăm textul. La ce mă refer? Luați, de exemplu, pilda cu aia rătăcită, pe care, înainte ca să o citesc, cred că nu greșesc dacă presupun că cei mai mulți o cunoașteți foarte bine și ați auzit foarte multe predici despre ea. Noi vorbim despre oița rătăcită, adică oaia curioasă, oaia care vrea să exploreze mediul, oaia care vrea să vadă mai mult, oaia care nu merge cu turma, ci își ia un drum independent, sau încearcă să-și ia un drum independent, fiindcă oaia, în mod clar, nu-i pregătită pentru asta. Vorbim despre această oaie și suntem de acord că trebuie să mergem după ea cu dragul și să o ducem înapoi la, la turmă. Numai că un lucru foarte important. În această pildă, păstorul merge după oaia rătăcită, dar nu o aduce la turmă. Nu apare nicăieri ideea că o aduce înapoi la turmă. Și haideți să luăm acum tot, tot, textul acestei pilde și să vedem despre ce este vorba. Toți vameșii și, și păcătoși se apropiau de sus ca să-L asculte. Farizei și cărturare criteau și ziceau, omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Bun. Nu numai că îi primea pe păcătoși, adică accepta niște relații cu ei, dar mânca cu ei și presupun că vin la masă cu ei. Iisus nu le ținea predici, ci era o atmosferă plăcută, de, de bună dispoziție. Se și râdea acolo, cu siguranță, de multe ori. Iisus era foarte inclusivist, oameni și era o categoria cea mai urâtă din cauza că colaborau cu Imperiul Roman în strângerea impozitelor. Păcătoși erau păcătoști, erau oameni care, să zic, plecaseră din turmă. Și oameni și, și ceilalți ieșiseră din turmă. Își luaseră un, un, drum independent de sinagogă, de religie organizată, de comunitate. Adică în concepția fariselor se depărtaseră de Dumnezeu, în mod clar se depărtaseră de păzirea alege așa cum o predicau farisei și o predicau, zic eu, destul de corect. Bun, Iisus, dacă le-ar fi dus acest păcăt, acestor păcătoși, haideți de apoi la turmă, haideți, deci, sabatul viitor la sinagogă, farisei n-ar fi nicio problemă. Problema fariseilor era că el îi primea, mânca cu ei, rămânea cu ei. Cu alte cuvinte, se pare că Iisus mergea după aia rătăcită și rămânea cu aia rătăcită. Dar duce oaia rătăcină înapoi la turmă. Nici un fariseu nu se, nu se supără dacă îi aduci a înapoi la turma lui. E, așa că nici un pasul nu se supără dacă aduci un apostaziat înapoi la biserică. Nu. Ei se supărau pentru că atitudinea lui Iisus practic îi că încurajează aceste atitudini ale păcătoșilor. Și a spune că nu greșeau cu totul. De ce? E, dar el a spus pildă aceasta. Care om dintre voi dacă are 100 de și pierde pe una din ele nu lasă pe celălalt 99 pe las se după, duce după ce a pierdut până când o găsește. De ce s-a pierdut oaia? Pentru că, așa cum am spus, oaia este inchizitivă. Este curioasă, vrea să vadă. Nu este o caracteristică a oii. Oile sunt animale grecare, sunt animale domesticite. Animale domesticite, în general, se deosebesc de verilor în care rămasă sălbăticie, prin faptul că au instinctele tocite acele instincte care îi ajută să supraviețuiască independent de păstor și, în cazul lui, de turmă. Așadar, la oaiE rătăcită a rămas ceva din aceste instincte. Nu este animalul perfect de turmă, din cauza asta pleacă să-și găsească o pășune mai bună, să-și găsească trumul, sau presupun să vadă ce este în jur. Și asta este considerat o crimă acolo pe izlazul unde rămân celelalte 99 de oi. Dar păstorul nu le lasă pe celelalte 99 de oi pe Islas ca să caute pe cea pierdută, pentru că celelalte stau bine și nu au nevoie de pocăință. Acest termen al lui Isus că va fi mai multă bucurie în cer pentru singur păcătos care se apucăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care nu au nevoie de pocăință. Aici este o ironie. Iisus este ironic atunci când spune că acești 99 de neprihăniți nu au nevoie de pocăință. Și pentru că pune pilda în temnii lor. Dar, de fapt, le lasă pe 99, La duce după cea pierdută, pentru că cea pierdută este mai prețioasă pentru el decât cea de 99. De ce? Pentru că Iisus ne-a spus că turma merge la pierzare. Cei care merg pe calea largă merg la pierzare și turma nu merge pe calea să merge pe calea largă. În împărăție se intre individual, nu se intră cu turma și dacă vreți se intră cu nevală nu se intră urmând pe cineva într-un pas uh, lin și uh, agale și molcom și behain și sunt întâlniri și așa mai departe Nu, împărăția este acelor care dau o nevală și Iisus vede în această oaie niște calități pe care le prețuiește numai că oaia fiind totuși oaie uh, nu știe să supraviețească independent adică oaia vrea să plece din turmă, ceea ce este bine Repet, este foarte bine să pleci din turmă. Nu este nicio calitate în a merge cu turmă. Însă, din nefericire, de generații oaia trăiește în turmă, oaia a fost educată în turmă, oaia nu știe ce să facă când ajunge singură. Și aici avem o situație tipică în care, de exemplu, cineva pleacă din biserică și se duce în lume. Și când ajunge în lume, uite că se ia de droguri sau sex irresponsabil, să mai știu eu ce face și vezi ce însemnează lumea. Și vine înapoi omul pocăit și e primit, pentru că trebuie să ai văzut cum e lumea și nu bine. Ceea ce uităm să spunem este faptul că cel care pleacă în lume are acest eșec. Pentru că n-a fost pregătit să trăiască în lume. Adică educația lui care a primit-o în turmă, în Islas, N-a fost o educație de a explora, de a înțelege, de a căuta, de a merge după idealuri înalte. Așa că lăsând turmă, pă pățește ca fiul risipitor, care paște porci sau ca oaia, care la un moment dat cate într-o groapă sau intră într-o capcană și așa să doar să mănânce lupul. Aici este problema. Iisus are toată simpatia pentru acești oameni pentru acești păcătoși, pentru aceste femei independente, disprețuite de, de farisei, care au părăsit urmă numai că realizează că nu știu mai bine, Iau nevoie de un ghid, de o călăuzire, nu ca să-i aducă apoi pe izlaz, ci ca să îi ajute să meargă prin această lume primejdioasă în care au punit pe con propriu. Așa că, după ce au găsit o pune cu bucurie pe umeri, și când se întoarce chiar să cheamă pe prieteni și vecii și le zice bucurați vă împreună cu mine că și mi-am găsit oaia care era pierdută. E clar că această oaie care este ridicată este foarte importantă. Pentru pastor. Uh, nu, nu se bucură de cele 99 de pe Islas. Nu spune bucurați-vă că am 99 de, de, de oi cumis pe Islas. Dar sunt oi, oile lui sunt noi. Dar oaia aceasta este o persoană pentru el. Și unde o duce, o duce acasă, de fapt. Nu ce la Islas, duce acasă. Pentru că oile de pe Islas nu vor ajunge niciodată acasă. Ele ajung la abator, mă rog, o soartă oricărei oi. Dar oaia aceasta se pare că este prieten și păstorul își cheamă prietenii și hai să vă prezint prietenul meu, o aia pierdută, două nostru prieten. Bine ai venit în, în club, prietene. Asta este ideea. E, și până ajunge acasă, însă, până ajunge acasă, pentru că hai să e, vorbim despre casă, în două feluri, dacă așa să casă undeva la sfârșitul drumului, în împărăția vieții viitoare, atunci încă, să zic, în viața asta n-am ajuns acasă. Dar întrebarea este nu cumva atunci când Iisus stătea la masă cu vame și și cu toți păcătoșii, nu cumva, de fapt, era acasă. De ce? Cum vă explicați această imagine folosită de Iisus? Când spune, a găsit-o aia, a pus-o în spate cu bucurie, bun, Acum mai așteaptă să vadă și ceva, ce va ce la Islas. Nu duce la Islas, islas pentru spune, își cheamă prietenii și se bucură împreună. Ce i-a scandalizat pe farisei? Că stătea la masă cu păcătoșii și mâncau împreună. Și presupun că mâncau bărbați și femei împreună, ceea ce era scandalos pentru iudei. Și sus stătea la masă cu ei. Adică deja acești oameni și păcătoși erau deja acasă. Pentru că erau cu Isus la masă. Deci aceasta, pentru că imaginea iudaizm, în iudaism despre împărăția lui este o mare masă în care stau la masă cu Abraham, Isaac și Iacob, pentru Iisus imaginea împărăției este, este la masă în această lume cu vame și, și cu păcătoșii. De ce se duc înapoi la Islas, că deja i-a adus acasă. Și dacă e vorba despre o casă viitoare, acolo cu siguranță că cele 99 de oi de pe izdați nu vor ajunge niciodată, pentru că, așa cum am spus, desilor, este abatorul. Și acum vreau să o lecție practică, pentru că probabil că mulți dintre noi suntem răspunzători în diverse biserici cu educația tineretului în care vedem cel mai de pierdută. important nu este să-i ții pe tine în biserică, ci important este să-i însoțești. În explorările lor în lume. Important este uh, caracterul pe care îl formează și educația pe care le-o dai. Un tânăr dezarmat care, atunci când pleacă din uh, turmă să pierde și, uh, și, și pierde mițele cu droguri și cu altele, este din cauza lipsei de educație din biserică. Scopul liderului spiritual. Nu este să-l aduc înapoi la biserică sau să-l țină în biserică, ci să fie în stare să meargă cu el oriunde merge și să-l asiste acolo, dacă vreți, ca să își, își găsească cărerile, independent de turmă. Pentru că, prietenii mei, nu este nicio virtute în a merge cu turmă. Este mult mai greu să mergi independent de turmă decât cu turmă, pentru că te poți rătăci, poți să cazi. Este adevărat, este o anumită siguranță în turmă, dar este siguranță falsă. Este siguranța oie care să ține de turmă și când turma trece trenul, trece prin fața trenului fără să clipească și o calcă trenul. Nu, din potrivă. Oaia care pleacă din turme este curajoasă, este inteligentă, este inchizitivă. Într-o anumit sens, ea caută împărăția lui Dumnezeu care nu se găsește pe Islas. Însă nu știe ce caută. Și aici este rolul păstorului care o găsește să o ajută să înțeleagă ce caută sau ce trebuie să caute, care sunt adevăratele nevoi și uh, cum să meargă pe cările primejdioase, uh, care nu sunt islazul, sunt păduri, sunt râpe, sunt prăpăstii, la nevoie să o ducă pe umăr. În ultima instanță, ideea e să ajungă acasă. Dar acasă nu este islazul. Să ne scoatem asta din cap. Ce este islazul? Pentru iudei, islazul era iudaismul. Pentru noi slavă este biserica. Aici, în America, chiar există un termen foarte, foarte agramat, dar foarte popular. Church people și unchurched people. Oameni care merg la biserică, oarecare care nu merg la biserică. Și toți pasuri consideră că misiunea lor este să facă church people, să fie unchurched people. Adică să meargă la biserică, indiferent la ce de la cine merg. Nu asta ne-a învățat Iisus, nu. Uh, misiunea este ca creștinul să nu iasă în lume, ci să fie în lume să fie ca o oaie între lupi, dar să supraviețuiască și între lupi, să ajungă acasă și acasă nu este în biserică, ci este situația păstorului care este Isus cu prietenii săi, între care se și oaia pierdută. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!